Bunăvință și de viață făcătoarei și nedespărțitei trăiri, totdeauna, acum și pururea, și în veci, veci Domnul. Amin. Vă spun vouă că cel care va zice multe lui acestea
ridică-te și te aruncă în mare și nu se va înduima lui, ci va crede că ce va zice se va face. Orice va zice el, se va face. De aceea vă spun vouă, toate câte cereți sunt rugați, să credeți că le veți lua și le veți avea. Iar când stați, vă rugați, iertați, orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru cel din cer să vă ierte vouă greșelile voastre, iar dacă nu vă ierta, nici Tatăl vostru cel din cer nu vă va ierta. Ale Sfinților slăviților și întru tot răudaților apostoli, ale Sfinților de Dumnezeu cununaților și întocmai cu apostolii împărați, Constantin și mama sa Elena, ale Sfântului Mare Mucenic Procopie și ale tuturor Sfinților să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor. Acești 50 de ani și evenimentul de astăzi poartă denumire generică, cu numia de aur. Cea la 25 de ani cu numia de argint și cea la 75 de ani
cum un iad de diamant sau platină. Cei 50 de ani de căsnicie ai fiecăruia dintre toți tinerii care sunteți aici de față, sunt convins că au fost și cu momente de încercare, dar și cu momente de multă bucurie, de foarte multă plinătate. În Sfânta Scriptură mi se spune că dragostea este mai puternică decât moartea. Extrapolând, explicitând acest cuvânt, putem spune că dragostea este mai puternică și decât vârsta fiecărui om. Pentru că a manifestat sentimente de dragoste, de sensibilitate, de gingășie, de tandrețe față de cel de lângă noi, nu are niciun fel de limită, să spunem, din punct de vedere temporal. În sensul că noi iubim și Dumnezeu așa ne-a zis, așa așezat în inima noastră, să iubim indiferent de vârstă. Mie mi-a rămas în minte chipul a doi bătrâni minunați pe care eu îi vizitam când eram preot în orașul unde am slujit. Și la un moment dat soția Domnului pe care eu îl vizitam s-a îmbolnăvit foarte grav. Și mergeam în mod curent să îi caut, să le citesc o rugăciune, să stau de vorbă cu ei. Și Domnul, soțul acestei Doamne, mărturisește un lucru așa de frumos. Spunându-mi, Părinte, eu iubesc pe soția mea parcă mai mult decât atunci când ne-am întâlnit prima dată. Eu nu pot să vă transmit starea care era în spatele acestor cuvinte. N-am cum. Dar am simțit-o din ceea ce a spus, din mărturia acestui om minunat. Și atunci m-am gândit că toți cei care pun la temelia căsniciei lor dragostea, credința în Dumnezeu, pot să biruiască. Indiferent câte încercări, câte situații delicate, pot surveni în viața de familie. Și sunt inerente aceste încercări. Dacă îl avem pe Dumnezeu, avem credință și încredere unul față de celălalt, care poartă expresia dragostei, putem să le depășim pe toate. De aceea, cu toții suntem martori a 79 de minuni. 79 de tineri sunt aici. Eu așa vă mulțumesc. Sufletul nu îmbătrânește niciodată. Niciodată. Rămâne tot la fel de frumos. Și încă parcă așa cum... Sigur, eu nu sunt bătrân, dar dumneavoastră trebuie să-mi spuneți mult mai bine cei care deja ați ajuns în acest prag al tinereții. Parcă ai mai multă limpezime, mai multă dorință de curăție a sufletului. Mai multă așezare interioară și, desigur, multă înțelepciune. Știți vorba aceea din popor? Că cine n-are bătrân să și cumpere. Așa este. Din păcate, din păcate, poate nu mai acordăm o atenție așa deosebită și cuvenită oamenilor în vârstă. În sensul că noi suntem demni de atenție, suntem funcționali. Vedeți un candidat, un profesor, un muncitor, un lăcătuș, un mecanic, orice profesie am luat-o. Suntem demni de atenție și importanți când suntem funcționali. După ce am intrat în pensie, prea puțin ne mai caut. Prea puțin mai dau un telefon, să zicem elevi sau studenți, să-și sune pastorii pe care știu că sunt poate în vârstă și au nevoie de un cuvânt de apreciere,
un cuvânt de dragoste din partea noastră. Gestul acesta frumos, care a devenit o tradiție, grație inițiativei constante, perseverente, pe care o are domnul președinte al Asociației Case de Ajutor Reciproc a Pensionarilor, cred că este o mică atenție și un mic gest de recunoștință față de dumneavoastră, de toți cei care ați trudit în viață, i-ați format poate pe unii, ați crescut copiii, i-ați investit în sufletele lor, credință, omenie și cinste. Și cred că se cuvine să le primiți cu mai multă intensitate, cu mai multă amplitudine, înapoi toate aceste lucruri. Eu mă bucur că sunt martor un asemenea eveniment, un asemenea bucurii în care sărbătoriți 50 de ani de căsnicie. Vrea Sfinția voastră, dacă ce mici părinți, dragi credincioși. În simpla intervenția mea, care a făcut de acasă, mi s-a spus că nu doamnă nu se plătește și există o cuvia. De aceea eu sunt surprins astăzi, că va trebui să spun câteva cuvinte, dar cu cuvințarea de Sfinției voastre, și spun totuși câteva cuvinte. Ne fiind pregătit, după o slujbă atât de frumoasă și înălzătoare, după acest cuvânt de înțelepciune, este greu să plăiești. Greu să te adun, dar în ținele cuvinte ar să spun câteva lucruri despre modele. Nevoia de modele. Nevoia de modele a existat, există și va exista întotdeauna. Important este să știm să căutăm. Important este să vrem să căutăm și să știm să alegem. De multe ori suntem tentați să părăsim zona în care ne-am format familia restrânsă, familia lărgită, oamenii din apropierea noastră și să privim undeva mai departe. Și să alegem modele de oameni, sau de relații, sau niște moduri de viață facile, oameni care au reușit foarte ușor în viață, sau sunt descurcăreți. Acest lucru nu este problemat să lăs. Pentru că, în majoritatea cazurilor, aici întâlnim oameni care sunt, să spunem, străini de credință sau o viață mai puțin apropiată de biserică. Îmi place să cred că toți cei care suntem aici în lume, punem la temelia existenței noastre credința în Dumnezeu. Și punem la temelia familiei noastre credința în Bunul Dumnezeu. Și că această credință ne-a dat putere peste ani să învingem greutățile și să... De aceea, apropierea de Biserică este temelia. La fel și credința în Dumnezeu. Nu există nimic tragic în lumea aceasta, fără a așeza existența, relația și chiar o plăbire, fără a pune la temelie credința în Dumnezeu. Avem un exemplu atât de european, nimeni nu mai putea încrederea comunismului. Doctrinii care au fost străini în credința în Dumnezeu, au fost prigoniți sute, mii, preoți, fost dărnat în biserici și iată atunci când nimeni nu mai spera s-a întâmplat să se descurce. Avem modele din noi, este bine să le privim cu atenție și să le alegem. Dumneavoastră sunteți adevărate modele. Și să nu uităm ce a spus mare înțeles ce trecuțea. Că omul fără credință în Dumnezeu este un simplu animal rațional. La mulți ani, să fiți sănătoși, ani frumoși, să vă îmbrăcați de copii și de nepoți și să ne mai împărtășim din experiență de la sănătate. La mulți ani și mulțumesc! În primul rând, trebuie să vă spun la mulți ani, cu sănătate, dumneavoastră, familiilor dumneavoastră, copiilor și nepoților dumneavoastră,
în numele meu personal, al Consiliului Director și al personalului angajat al casei noastre de ajutor de suport, Elena Cuzardin Urlan. Vreau să vă spun fără față măzestie că noi, Casa de Ajutor de Suport, Elena Cuzardin Urlan, suntem mândri de ceea ce facem. Suntem oamenii faptelor și nu a vorbelor. După cum știți, din 2010, anual, sărbătorim membrii casei și membrii care împlinesc 50 de ani de căsătorie. Ceea ce am reușit, alături de primăria Vărlat și protocopiată Vărlat, ca această sărbătoare a dumneavoastră, această slujbă de mulțumire, să aibă loc în locașul Domnului și nu pe stadioane, nu în crâșme, nu în oboare, ci în alte locuri rău famate. Pentru aceasta, chiar eu personal mă simt mândru că am reușit să convinc politicienii și nu numai, ca întotdeauna aceste slujbe, indiferent că sunt aici la oraș, la țară, oriunde, să fie în biserică. Pentru că biserică v-ați căsătorit, în biserică trebuie să ne mulțumim Dumnezeu că ne-a dăruit acest 50 de ani de căsătorie, că v-a dăruit copii, v-a dăruit un loc de muncă, acum mai dăruit ceva. Să aveți grijă și dumneavoastră de nepoți. N-am să mai vorbesc mult, vorba am avut sărăcia omului, țin să-mi mulțumesc în numele dumneavoastră. Pentru că am reușit ca la această slujbă să-l avem pe Preasfințitul Ignatie. Mi-am dorit de anul trecut, dar cu ajutorul Dumnezeu am acesta reușit. Trebuie să mulțumim și protocolului de Vârlat. Mulțumesc întregi socorului de preoți. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Să vă dea Dumnezeu încă o dată sănătate, mulți ani, prosperitate, realizări și să ne vedem la 75 de ani. Știți că sărbătoriții primesc niște sfinte daruri. De partea primăriei și a CRP-ului o să primiți predarea aniversară și o diplomă aniversară, iar din partea episcopiei câte o Biblie. Surpriza serii, cum v-am anunțat acum câteva minute, este Viorica Macovei.
vorbim acele cupluri care au primit 50 ani de la căsătorie. Deci cuplurile de aur ale bârladului. Dar am plăcerea deosebită să vă prezint un alt cuplu de aur al României. Comicii vestiți, Vasile Muraru și Valentina Fătu. Oameni buni, ne imaginăm că suntem la Paris, unde se desfășoară un târg internațional de turism, iar șeful delegației de acolo, o delegație care trebuia să prezinte România în mod extraordinar, a luat-o un pic pe ulei și să vedeți ce a ieșit. Maestre cu muzică, intro turism. Să vă aducem veselia și vă salutăm pe toți, de cum n-ați putut de polți. Hai dirli, dirli, da, ce frumoasă-i țara mea. Hai dirli, dirli, da, mai ales când pleci din ea. Nu floare ca Iasomia, nici seară ca România. Mamălinga să trăiască și pastrama hai ducează. Hai dirli, dirli, da, o pastramă aș mânca. Hai dirli, ce mai chin, m-a pus soacra la regin. Păi verde și-o mușcată, ia de-n flosca aia, fată! Mie că vinul te fierbântă și o să ne luăm la trântă! Hai, dirli, șaoleu, unde n-ar da Dumnezeu? Hai, dirli, stai cu minte, că nu-ți mai aduce aminte! Bați în minte, știu cum e, că mi-au plăcut mândrele! Ia te uite ce mai moș, tot mereu se dă cocoș! Ha! Foaie verde, trebuie sline, aș iubi, dar n-am pe cine. Ce te uiți la mine, vre? Hai iubi, dar n-ai cu ce. Hai dirli, dirli, da, ca la noi la nimenea. Hai dirli, dirli, da, dar nu-mi descurca cumva. Hai dirli, dirli, da, să ne veselim oamprea. Hai dirli, dirli, da, noi cu voi alăturea. Hai dirli, dirli, din, și de toate să glumim. Hai dirli, dirli, din, că așa tinerim. Vizitați România, iubiții! Vizitați România! Dacă tot am vorbit despre alcool, să vorbim un pic și despre podgori. Podgori, bune! Multe, numeroase, aceste podgori pot fi și ele vizitate atunci când veniți să vedeți România. În podgoriile noastre se produc minunatele vinuri românești. Acestea se păstrează foarte bine în crame, în pivnițe, dar și în beciuri. S-a demonstrat științific că cel mai bine la răcoare, în beciuri, stau vipurile românești. Nu, vinurile, șefule. Nu, vipurile politice românești. Aolo, nu-i bine. Aba, așa că, cum să vă zic, la beciu domnesc. Ce cu beciu domnesc? Așa că să vizitați neapărat beciu domnesc. Să-l vizităm? Da, obiectivul turistii de 2 ani de zile, România numărul 1, Beciul Domnesc. E obiectiv turistic? Obiectiv turistic, neapărat. Să-l vizităm? Neapărat. Dar cum să-l vizităm? Da, mare liniște. Da? Mare liniște e în vârful picioarelor. Dar de ce să vizităm Beciul Domnesc în vârful picioarelor? Să nu deranjați scriitorii. Dar ce scriitori sunt acolo la Beciul Domnesc? În România detenția naște scriitori. Vorbiți serios? Dar ce scriitori sunt acolo? Numai celebrități. Care șeful, că nu știam? Din manualele alternatoare. Alternative, corfidascăle aici, arde de dumneavoastră. Și care, stați puțin, ce scriitori? George. Care șeful, cum ați făcut curioasă? George Copos, George Finalti, George Becali. Stați puțin, domnul George Becali, mă rog, Gigi Becali. Gigi. Așa cum îl știe lumea. Domnul Gigi Becali este scriitor? Da. Vorbi serios? Da. Deci domnul Gigi Becali a scris cărți? Da. Câte, șeful? Două cărți. Cu una mai mult decât a citit. Vizitați România, lăsați-l pe oameni cum se cade, face donații, nu mai ziceți neasă de domnul Gigi Becali. Vizitați România, oameni buni, vizitați România. Dacă dumneavoastră sau prietenii dumneavoastră din străinătate s-au hotărât să ne viziteze țara, trebuie să le spuneți așa. În România se poate ajunge în mai multe feluri. Fie pe cale maritimă, cu vaporul dinspre Turcia, Rusia, cu vaporul vostru.
Poftiți? Cu vaporul vostru, că noi nu mai avem vapoare. Cum nu mai avem vapoare? Că noi am vândut flota. Aole, și nu mai avem vapoare? Băi, băi, flota nu mai ai. Așa e cu vaporul. Și acum, dacă nu mai avem vapoare, noi ce facem? Noi? Da. Pluta pe spate. Înotați să nu vă înnecați. Deci, mă rog, cu vaporul se ajunge mai greu. Dar se poate ajunge foarte simplu și foarte sigur pe cale aeriană cu avionul. Exact. Pentru că avioane chiar avem foarte bune. Bune de tot. Bune. Dar mai bune stewardesele. Poftiți? Păi sigur că da, frumoase, știi, dar de lume. Alea frumoase ca frumoase, dar privirea... Ție cu privirea? Laserul. Ce laser, șeful? Ochii, când se bagă ochii. Ce laser, șeful? Păi dacă în timpul zborului... Așa. O stewardesă am fipt ochii în tine... Ce se întâmplă, șeful? Doamne, șeful, ce faceți așa? Deci ce se întâmplă în timpul zborului dacă o stewardesă se uită la tine? Se deschide parașuta. Ce rușie! Ați pățit dumneavoastră așa ceva? Noi am. Dar cine e șeful? Bunicul meu. Bunicul dumneavoastră? 93 de ani. Să-l ține Dumnezeu sănătos. Nu, că a plecat. Cum a plecat? A plecat definitiv. Atunci să-l ierte Dumnezeu. Da, dar înainte să plece ultima dorință, să zbare cu avionul, să cunoască stewardese. Șeful, dumneavoastră, vorbiți serios? Păi da, eu trei amante aveam să. Nu mai ziceți așa ceva, că vă aude... Cine mă aude? Lumea de aici. Păi foarte bine să învețe. Deci, șeful, stați puțin, dumneavoastră vreți să spuneți așa, că la 93 de ani, bunicul dumneavoastră a luat avionul ca să cunoască o stewardesă? Da! Păi, Doamne, iartă-mă, la 93 de ani, la vârsta asta, nu i-a fost frică să se urce în avion? Nu! Nu i-a fost frică? Nu, că a luat o pastilă. Ce pastilă, șeful? De curaj. Ce pastilă, șeful? Albastră. Băi, când a luat pastila, a rupt-o la fugă pe scara avionului, direct la stewardesă, a luat-o în brațe, s-a legat de aia de scaun și a înțepenit. Cum a înțepenit? Bunicul a înțepenit. Bunicul dumneavoastră? I-a mișcat, bunicul țea până era. Deci stewardesa a mișcat? I-a mișcat încă. Doamne, deci bunicul dumneavoastră a murit cu stewardesa în brațe? Da! Deci se poate spune că bunicul dumneavoastră a murit fericit. El da. Dar ce? De la noi, familia. Așa? De la pastila aia albastră. Așa? Trei zile ne-am chinuit să batem capacul la sicriu. Vizitați România! Vizitați România, oameni buni! Deci să recapitulăm. În România se poate ajunge cu vaporul, cu avionul, dar cel mai simplu și mai sigur, în România se poate ajunge pe cale terestră cu... Jareta! Automobilul pe autostrăzi, șef, cu automobilul pe autostrăzi, pentru că noi în România, avem, dragi turiști, avem și autostrăzi. Avem vede... autostrăzi, colcă. Deci șeful vede ce zice. Colcă dau pe autostrăzi, nu știu unde duci, pe hârtie. Pe hârtie, autostrăzi, 1000. Bă, nu-i adevărat. Șeful, dați-mi voie să vă conduc, dragii noștri turiști. Noi în România avem bucățile alea de autostrăzi. Ați văzut? Avem autostrăzi. A, da, pe bucata aia pe unde am venit acum. Care? Asta, autostrada Berheci-Bârlan. Oameni buni, nu e chiar așa, deci nu e așa, oameni, mă. Noi în România avem, după, ați văzut acolo în Transilvania, no, după Sibiu, avem bucățile alea de autostradă, sunt bucăți, niște bucăți de autostradă, bucăți, da. Bucăți, da. Autostrada Lego. Poftiți? Lego, bucăți, nu reușim să le punem cap la cap. Ba, o să le punem noi, oameni buni, deci vizitați România, care este țara lui Dracula. Adică țara țepelor. Ei bine. Adunat și adunat, n-am avut politicieni care să nu funcționeze după sloganul, nu pot să dorm liniștit dacă nu v-am țepuit. Vizitați România, oameni buni! Dacă veniți la noi în țară vara, o să vedeți cu ochii dumneavoastră cum țăranul român muncește și trudește. A plecat asupra lanuri de grâu, a lanuri de porumb, a lanuri de... Mango, kiwi... Și maracuia. Marace? Maracuia. Dar ce e ea, șeful? Nu știu, dar se cultivă în Draci. Maracuia? Dar mai ales tineretul sătesc asta cultivă. Mac, maracuia. Așa? Și cânepă, soiul cannabis. Oala! Profitabilă, lovele profitabil, probabil acest lucru să le vreau statistic.
politicile Uniunii Europene, care au arătat faptul că în România se trăiește foarte bine din agricultură. Da. Aveți? Deci în agricultură se câștigă cel mai bine. Anul trecut în satul românesc, cel mai bine din agricultură au câștigat următorii. Polițistul din Amezi și popa din Pomelnice. Vizitați România, iartă-mă, părinte! Unde e că nu mai vă spală Dunărea acum, de ce ați zis unde? Vizitați România, oameni buni! Vizitați România! Păi dacă veniți la noi în țară iarna, o să vedeți cu ochii dumneavoastră... Munți de omăt, mai ceva ca Himalaya! Da. Dune de zăpadă, mai ceva ca în Sahara! Drumuri troienite, drumuri înzepesite și alte produse congelate. Mă rog. Și dacă avem norocul, puteți vedea la lucru performantele noastre utilaje de dezepezire. Da. Doi jandarmi cu o lopată. Vizitați România! Vizitați România, oameni buni! Vizitați România! Dacă veniți la noi în țară, ce să șeful numai peți? Până și prințul Charles al Angliei este îndrăgostit de țara noastră. Altețea sa regală a spus că numai în România munții sunt munți. Pădurile sunt păduri. Să le tăiem. Iar oamenii... Nu prea mai sunt. Poftiți? Nu prea mai sunt, au plecat la muncă în străinătate. Și cu ce vorbă e asta? Da, așa că iubiți turiști, veniți să vizitați când mai suntem pe acasă. Păi cum adică că plecăm toți? Doamne ferește, cum să plecăm șeful? Cum să plecăm din România? Adică ce plecați și dumneavoastră? Da, eu plec. Dar unde vă duceți șeful? În Elveția. Mama mia, în Elveția. Dar ce să face șeful dumneavoastră în Elveția? M-a dus să lucrez la un spital. La spital? Păi da, pentru asta vă trebuie școală, studii, pregătire. Nu, în Elveția ai copile. În Elveția ai copile? În Elveția ai copile? Și mă rog frumos, ce pile aveți dumneavoastră acolo la spitalul ăla din Elveția? Am un frate. Așa? Care e soră. Acolo la spital, bagă trampa, clampa, clampa și... Deci dumneavoastră, șeful, glumiți. A? Deci dumneavoastră, glumiți sau vorbiți serios? Glumesc serios. Șeful, deci plecați în Elveția? Atunci vă rog frumos să mă luați și pe mine în Elveția și ne întoarcem noi în România când o fi țărișoara, așa cum a fost ea odată. Vizitați România! Fii acum ai fost odată. Că erai cea mai frumoasă pentru toți românii casă, pentru toți românii casă. Hai, hai, face sârba roată pentru lumea toată, Chiuițule! Hai, hai, face sârba roată pentru lumea toată, viața este norocului. Cine-o joacă face avere și trăiește cu plăcere Sârba românașului, este norocului. Cine-o joacă face avere și trăiește cu plăcere Noi artiștii suntem circul, dar și pâinea. Pentru oameni special ca dumneavoastră, se înțelege. De aceea, astă seară, eu doar pe tine am să te recunosc. Căci tu, spectatorul meu, ești rece! Suntem ai voștri oricând cu poante multe și subtile, actorii Valentina Fătă! Și cu domnul Muraru, cu domnul Vasile! Mulțumim foarte mult! Mulțumim domnului Mihai! Mulțumim domnului primar, mulțumim domnului Costel și, în primul rând, vă mulțumim dumneavoastră. Zile senine și fericire la mulți ani, fericire va fi viața numai lumină, ai lumină să ne iubiți pentru credința și mântuire la folos, bucurii și cred că acest tort merită aplauze, că este foarte frumos. Și este și bun, abia așteptăm să-l gustăm.